Ce spune numele tău despre tine? Băieți și fete, bine ați venit la o nouă reacție foarte interesantă la mine pe canal. De data aceasta, fraților, vom reacționa la un nou test de personalitate despre numele nostru. Deci pe bune poți, acest videoclip care mie mi s-a părut foarte, foarte interesant și am zis că trebuie neapărat să fac o reacție, se numește Ce spune numele tău despre tine, fraților? Și o să facem un anumit test unde trebuie să răspundem la niște întrebări despre numele nostru și o să ni se dea niște puncte și o să ni se zică cum suntem noi ca persoană și practic vom afla ce spune numele nostru despre noi. Vă dați seama că ar putea să nu fie, așa un răspuns 100% bun, însă urmează să aflăm care-i treaba. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal. Eu zic, boi, să nu mai pierdem timpul și hai să aflăm ce spune numele nostru despre noi. Let's go! Te-ai gândit vreodată că numele și personalitatea ta pot avea propriile lor culori? Să aflăm în... Nu, hai să vedem! Cubeului numele tău se simte ca acasă. Alege răspunsurile, notează-ți punctele și vezi rezultatul la sfârșitul... Hai să vedem! Hai să vedem! Întrebarea 1. Ești mândru de numele tău sau ai prefera să-l schimbi? A. Aș vrea să-l pot schimba. Ok. B. Sunt mândru de numele meu. E cool! C. Oricum nimeni nu mă strigă pe numele meu adevărat. D. Îmi este indiferent. Bun, fraților, hai să vedem. Băi... Bun, deci aici voi trebuie să alegeți, fraților. Eu o să aleg B, sunt mândru de numele meu. Adică n-am nicio problemă cu numele meu. Chiar îmi place, știi ce zic? Adică nu pot să zic că sunt indiferent, chiar îmi place. Deci o să aleg, o să aleg varianta B. Deci voi să rămâneți până la final să vă calculați punctajul, fraților. Eu o să mi-l calculez pe al meu. Varianta B îți aduce 10 puncte. Am 10 puncte. 20 de puncte la coșul tău. Și opțiunea D îți oferă 30 de puncte. Ok. 2. Câte porecle ai în prezent? A. Am pierdut șirul. B. Nu le permit oamenilor să-mi stâlcească numele. C. Opa. Doar una. D. Numele meu sună mai bine decât orice poreclă. Ok, fraților, acum gândiți-vă voi câte porecle aveți. Eu am o singură poreclă așa după care mă strigă toată lumea și aia este Cipa. În cazul în care nu știați, pe mine mă cheamă așa Marisian cu Cipa. Nu mă cheamă Cipa în buletin, așa mi se zice mie. Deci eu am doar una, doar o poreclă. Dacă hai să ai vedem. Ales opțiunea A, adaugă 10 puncte la scorul tău. Opțiunea B aduce 40 de puncte. C adaugă 20 de puncte. Deci am 30 de puncte. Opțiunea D aduce 30 de puncte. Am 30 de puncte până acum. 3. Ți se pare că altor persoane le e greu să-și amintească numele tău? Nu, nu, nu. Nu, sunt de neuitat. B. Chiar și mama mi-încurcă numele? Hai, las-o. Nu știu. D. Da, și mă deranjează. A, boi, ziama. Ia-ma. Opțiunea A îți aduce 20 de puncte. Deci acum, boys, eu mă sitesc la 50 de puncte. Să vă faceți și voi calculul. Adaugă 40 de puncte pentru opțiunea B. Opțiunea C aduce 10 puncte. Și D adaugă 30 de puncte la scorul tău. 4. De ce plantă îți amintește numele tău? Ia, hai să vedem. Margareta, senină și jucăușă. B. Trandafirul, regal și atractiv. C. Crinul, frumos și misterios. D. Cactusul, independent și defensiv. Băi, eu să zic, nu știu, hai să zicem D. Hai să zicem D la mine. Ok, adaugă 10 puncte la scorul tău pentru opțiunea A. Adaugă 40 de puncte pentru opțiunea B. Opțiunea C îți aduce 20 de puncte. Deci eu am 30, deci am 80 de puncte total. 30 de puncte la scorul 80 tău. De puncte am eu, hai să vedem. Întrebarea 5. Numele tău este specific unui anumit gen sau este mai universal? A. Nu, fraților, adică trebuie să vă gândiți dacă există anumite, dacă sunteți fată, gen cum ar fi Alex, adică eu am văzut Alex, gen și pe mine mă cheamă Alex, dar na, mă cheamă Marusian cu Alex, așa am buletină, cazul în care nu știați acum o chestie. Însă Alex am văzut în America că se folosește și la unele fete, deci poate să fie un nume universal, așa că Marius, nu cred că cheamă pe vreo fată Marius, deci o să zic nu. Este universal. B. Nu știu, este prea rar. C. Presupun că depinde de țară. De ah, ok, boys. Unui anumit gen. Deci, boys, eu să aleg un anumit gen, însă dacă aveți Alex, spuneți depinde de țară, pentru că v-am zis gen. Ok, deci trebuie să ne gândim la noi în țară. Băi, nu, de anumit gen. Trebuie să ne gândim la noi în țară. A valorează 40 de puncte. Varianta B aduce 10 puncte. C vine cu 20 de puncte la scorul tău și opțiunea D îți aduce 30 de puncte. Deci am 110 puncte până acum, fraților. Ok. 6. Este greu pentru alte persoane să-ți pronunțe numele corect? A, nu. Nu, deloc. B. Este greu chiar și pentru mine. C. Uneori.
De. Da, și mă deranjează. Nu, fraților, deci am 110 puncte. Hai să vedem. Ok, varianta A valorează 10 puncte. 120 de puncte am. Varianta B îți aduce 40 de puncte, ce îți adaugă 20 de puncte în coș. Iar varianta D îți aduce 30 de puncte. Ok. 7. Care este mai lung, prenumele sau numele de familie? Hopa! A. Prenumele sau numele de familie? Deci pe mine mă cheamă Marius Iancu. Marius are 6 și Iancu are 5. Deci prenumele e mai lung. Ambele mele prenumele. Nume au aceeași lungime. B. Prenumele meu. Prenumele, C, da. Numele meu de familie. Deci pe acum D, am 110, fraților. Al doilea prenume al meu. Am 110, cred. Dacă ai ales dacă nu, A, adaugă 10 puncte la coșul tău. Varianta B îți aduce 40 de puncte. 150. Sau cred că deja 150. Iar varianta D îți aduce 20 de puncte. 8. Cunoști vreo celebritate care să aibă același prenume? Da, gen, este, cum adică dacă este foarte popular. A, dacă cunosc gen sau știu de existența ei, cred că dacă știu de existența ei, da, boys, Marius Moga, de exemplu. B. Nu, nimeni altcineva nu are numele meu. C. Eu însumi sunt o celebritate. Fraților, nu o să pun că sunt o celebritate, că nu sunt eu mare șmecher, așa că o să pun da, cunosc. Cunosc. Și cred că sunt mai multe boys care pe care cheamă Marius Gen. Opțiunea A valorează 40 de puncte. Deci de la 150, că am avut 110, am primit 40, am 150, am 190. Varianta B aduce 10 puncte. 190, fraților. Varianta C adaugă 20 de puncte la coșul tău, iar varianta D îți aduce 30 de puncte. Ok. 9. Ai descrie prenumele tău ca fiind mai modern sau mai de epocă? A. Foarte modern. B. De epocă. C. De fapt este destul de vechi. D. Cred că ambele. Ambele, fraților, nu știu, nu știu, nu știu. Opțiunea nu știu A aduce 30 de puncte la punctajul tău. Varianta B îți aduce 10 puncte. Varianta C îți adaugă 40 de puncte. Iar varianta D îți aduce 20 deci de puncte. Deci am 210, boys, că am avut 190 cu 20, 210 am eu. 10. Numele tău are vreo semnificație spirituală? Nu, no, asta bănesc că dacă aveți nume de sfinți, nume de sfinți atunci. Oh, da, părinții mei au avut grijă de asta. B. Nu sunt foarte sigur. C. Da, și asta înseamnă mult pentru mine. D. Nu cred că numele meu înseamnă ceva anume. No. Varianta deci A am 210, hai să vedem acum. Varianta B valorează 10 puncte. C adaugă 30 de puncte la coșul tău. Iar varianta D îți aduce 20 de puncte. Deci am 230 de puncte acum, fraților. Ok. Întrebarea 11. Cu ce gen muzical ai asocia numele tău? Cu A, pop. Muzică clasică. Că n-ai, Marius Moga, știți? B. Indie pop. Indie pop, ăsta. D. Hard rock. B. Indie pop. Indie pop. Opțiunea A aduce 40 de puncte. Opțiunea B adaugă 10 puncte la scor. Deci am 240 de puncte, fraților. 30 de puncte. Iar okay. D vine cu 20 de puncte. E, cam slab. 240. Cum te-ai simțit dacă ai întâlnit pe altcineva cu numele și prenumele tău? Nimica, wow. Oh, wow, o eroare în Matrix. B, indiferent. Este destul de obișnuit. Exact. C, invidios. Hopa. D, m-aș împrieteni cu această persoană. Bun, boys, deci eu zic B la mine. Am până acum 230. A adaugă 10 puncte la punctajul tău. Varianta B valorează 20 de puncte. 250. C adaugă 30 de puncte la punctaj. Iar varianta D îți aduce 40 de puncte. Ok. Te descurci de minune. Mersi. Câteva întrebări în plus și vei afla codul tău unic de culoare. Hopa, codul unic de culoare. Deci până acum... Cât am zis că am? 230? Nu, 250. 250. 13. Alege o culoare pe care o asociez cu numele tău. Mie îmi place albastru. B. Albastru. C. Galben. D. Portocaliu. B, fraților, B. O să aleg B-ul. Opțiunea A aduce 10 puncte la punctajul tău. Opțiunea okay. B valorează 40 de puncte. Deci am 290 de puncte. C. Adaugă 20 de puncte la coșul tău. Dacă ai ales opțiunea D, adaugă 30 de puncte. Ok, ok. 14. Ce vreme se potrivește perfect cu numele tău? Iarna, fraților, îmi place A, iarna. Ploioasă și proaspătă. B. Caldă și confortabilă. C. Rece și vântoasă. D. Fierbinte și însorită. Rece și vântoasă.
Nu știu, îmi place și mie mult iarna. Opțiunea A îți aduce 40 de puncte, B îți adaugă 20 de puncte la scor. Opțiunea C aduce 30 de puncte, iar... Deci am 320 de puncte. Varianta D valorează 10 puncte. Am 320, fraților, rup totul. 15. Cu ce element îți asociezi numele? A. Focul. B. Pământul. C. Apa. D. Aerul. O să zic A, pentru că sunt fire. 320 aproape. Opțiunea A valorează 10 puncte. B. 330. Adaugă 40 de puncte la punctajul tău. Opțiunea C îți aduce 20 de puncte, iar D adaugă 30 de puncte. Bun. 16. Ce anotimp se potrivește perfect cu numele tău? Opa! A. Iarna. Iarna, clar. B. Toamna. C. Deci până acum am 320. Primăvara. D. Vara. Da, 320. Dacă ai ales opțiunea A, adaugă 10 puncte în coș. Nu, am 330, că am făcut dată 340. B. 340. 30 de puncte la scorul tău. 340, am bun. Opțiunea C îți aduce 40 de puncte, iar D adaugă 20 de puncte. Ok. 17. Ce mâncare are gustul numelui tău? A. Ia să vedem. Înghețată de ciocolată. Mm. B. Aripioare de pui. Aripioare de pui, da. Produse de patiserie franțuzească cu cafea. D. Sushi. Produse de patiserie franțuzească cu cafea. Am eu așa un răspuns, mai. Deci până acum am 330. Hai să vedem, fraților, acum. 10 puncte. 10. B. Adaugă 30 de puncte la scor. Opțiunea C aduce 20 de puncte. Deci am 350 până acum. Iar D îți adaugă 40 de puncte la numărătare. Okay. 18. Asociază numele tău cu cel mai potrivit peisaj. Hai A. să vedem. Deșert calm și însorit. B. Munți care îți taie respirația. C. Pădure misterioasă. Pădure misterioasă, D. Da. Nisipuri albe și mare albastră. Nu, nisipuri albe și mare albastră. Opțiunea A-ți aduce 30 de puncte. Deci până acum cât am? 350? LSB, că adaugă 10 puncte la coș. Opțiunea C valorează 20 de puncte. 390. Iar în cazul în care ai ales... Mă duc în 500 de puncte, facem. Acum am 400 de puncte aproape. Deci am 390. 19. Dacă numele tău ar aparține vreunei zeități protectoare, care ar fi responsabilitatea acestora? Ia. A. Dragoste și relații. B. Cunoaștere și artă. C. Războinici. D. Natura. Dragoste și relații, boys. Că nu știu cu celelalte. Ok, dacă ai ales A, acordă-ți 30 de puncte. 420 de puncte. Îți aduce 40 de puncte. Dacă ai ales C, adaugă 20 de puncte la socoteală. Opțiunea D valorează 10 puncte. Ok. 20. Ce calitate personală este asociată în mod obișnuit cu numele tău? Hai să vedem. A. Credincios și iubitor. B. Pasionat și independent. Cei care sunt cu nume de sfinți, că cau la voi. C. Inteligent și conștient de sine. D. Prietenos și deschis la minte. Prietenos, boys. 420 de puncte. Opțiunea și să vedem cât dă prietenosul. 30 de puncte pentru opțiunea B. Opțiunea C îți aduce 10 puncte. Iar 460 de puncte, că asta dă 40. Vine cu 40 de puncte la punctaj. 460 de puncte. Ok, este timpul. Hai să vedem, let's go. Punctele. Deci am 460 de puncte. Scorul final este între 200 și 350. Culoarea numelui este roșu. Trăiesc într-o lume materialistă și sunt o fată materialistă. Versurile acestui cântec sunt cu siguranță despre tine. Vă sunteți materialiști ăștia până 350. Ești vă face să cântiți banii. Ești sănătate, energie și simplă bucurie, okay, de a fi pur și simplu în viață. Numele tău spune că-ți pasă profund de prietenii și familia ta. Oamenii te pot percepe ca pe o persoană caldă și demnă de încredere. Artele și știința îți pot îmbogăți viața cu noi semnificații. Ok! Dacă ai obținut între 350 și 500 aici sunt eu. De puncte, numele tău este Auriu. Acest lucru denotă faptul că ești un lider pasionat și carismatic. Șmecher. Mamă, buiți, dar mi-am mai dat la un test ăsta liber. Identitatea ta luminoasă luminează lumea și aduce speranță chiar și în cele mai disperate situații. Ce oamenii mișto. Știu că se pot baza pe tine. Ce dar mișto. Ești pretențios când vine vorba de limitele tale și nu permiți tuturor să te folosească. De aceea Opa. Te poți simți singur din când în când. Dar ce poți face? Câștigătorul rămâne singur.
Cei care au ținut între 500 și 600. Acum pe ăștia care ați făcut puțin mai mult, hata șmecher voi. 650 de puncte au un nume albastru. Numele tău spune că ești o persoană foarte inteligentă, calmă și matură. Îți place să înveți lucruri noi și să înveți pe alții. Uneori ai tendința de a te supra-solicita și de a-ți ignora sentimentele. Dar în adâncul sufletului tău rămâi o persoană foarte romantică, cu gusturi sofisticate. E bine, frate, că rămâi romantic măcar. Oamenii îți respectă onestitatea, cunoștințele și fidelitatea. Dacă ai obținut 650 de puncte și mai mult, numele tău radiază vibrații violet. Ești mâncat de această planetă? Aceasta este întrebarea pe care probabil ai auzit-o de multe ori. Numele tău spune că ești o persoană foarte spirituală, înțeleaptă și deschisă la minte, cu un destin și un talent neobișnuit. Viața ta este plină de paradoxuri și coincidențe uimitoare. Și probabil că ai tendința de a lucra în domenii creative. Nu te simți niciodată singur, chiar dacă ești doar de unul singur, deoarece ai această conexiune mistică cu universul. Bun, fraților, și aici s-a terminat episodul nostru. Ei bine, voi scrie și pe la comentarii câte puncte ați făcut. Mie mi s-a părut ceva foarte, foarte interesant și s-a părut că am numele auriu. Scrieți voi la comentarii ce nume aveți voi. Ei bine, băieți și fete, cam atât a fost acest episod. Dacă v-am făcut, scrieți la comentarii. V-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!